Suntem în luna dedicată femeilor, așa că azi am invitat o femeie cu totul și cu totul specială, pe artista, coregrafa și dansatoarea Vivienne Sentio. Bio, găsiți Vivienne Meda pe Instagram. Bine ai venit, Vivienne, la emisiunea O țară ca afară. Este o emisiune unde invităm persoane care schimbă România și tu mai mult decât atât și reprezinți România peste granițe în foarte multe proiecte frumoase la care iei parte. Bine ai venit! Bine, v-am găsit. Mă bucur. Eu o cunosc pe Vivienne de când am fost mică. Am împărțit scene artistice la concursuri de talente locale. Tu ești din Oradea, așa e? Și în prezent locuiești în București. Ești coregraf la Kobo Dance Center, dacă bine am înțeles, în București. Ai reprezentat cu brio anul trecut România alături de reprezentantul României la Eurovision în Torino. Și ei parte la foarte multe proiecte muzicale de mare anvergură. Vivienne apare în clipul Necesar al lui Mario Fresh, în clipul Up al lui Ina cu Sean Paul și probabil multe alte proiecte muzicale foarte frumoase, deci merită să o urmăriți. Și ești și campioană, ești câștigătoarea foarte multe mai multor campionate internaționale. Dacă bine știu eu asta despre tine, te-am urmărit. Și da. ai o creștere foarte, se poate observa o creștere frumoasă în cariera ta, ai o perseverență în tine și pentru asta te admir și m-am gândit că ai multe să ne povestești. Scurt pe doi, aș vrea să te întreb, Vivienne, în România tu reușești să trăiești visul de a fi dansatoare? Da, și sunt foarte, foarte mândră că pot să fac asta pentru că crescând de mic copil la Oradea și având acest vis, mă fac dansatoare. Și îmi doresc să lucrez cu artiști în televiziune și țin minte când eram mică și mă uitam la toți dansatorii ăștia care erau în industrie pe acea vreme și erau cu artiști mari și eram, wow, vreau și eu, aveam 6-7 ani și îmi doream atât de mult. Și oamenii în general îmi spuneau, suntem în România, păi nu suntem în state să facem treaba asta, cum o să te întreții din așa ceva sau te duci la o facultate bună, îți iei și tu un job și trăiești viața ca toți ceilalți. Și am zis, nu domnule, că eu îmi doresc asta. Și sunt foarte mândră să pot să zic că sunt dansatoare și coregraf în România și îmi trăiesc visul și este o mândrie foarte mare a mea acest lucru. Bun, deci ca să înțeleg, ai avut și oameni aparținători în jurul tău care nu prea te-au susținut pe acest drum. Totuși, cum ai reușit să treci peste acele comentarii sau acele sugestii până la urmă? Oamenii ți-au vrut probabil binele, au vrut să știe că ești bine asigurată și ai un plan B sau ceva care să îți garanteze succesul în viață. Cum ai reușit să treci peste și să nu asculți de acele voci? Pentru că unii dintre noi ne putem pierde printre acele voci. Cum ai reușit să te asculți pe tine? Este foarte greu când primești aceste sfaturi din toate părțile, dar când visul tău și ceea ce îți imaginezi tu în capul tău mic este mai mare decât orice ar spune ceilalți din jurul tău, în momentul ăla reușești. Și pe lângă asta am avut am părinți minunați care au fost lângă mine și care m-au susținut și au spus, asta vrei, domnule, asta faci. Până ești fericită și până faci ceea ce-ți place, asta zicea mama mereu, până faci ceea ce-ți place, just go for it. Eu am urmărit postările tale și am văzut că mama a fost fanul tău numărul 1 și în continuare este, nu se mai află printre noi, din păcate. Și ai spus că ai pierdut un fan extrem de important, susținătorul tău numărul 1. Cum ai trecut peste acest obstacol până la urmă, pentru că dacă tu ai avut o persoană lângă tine de mic copil care ți-a spus o să poți și o să reușești și acea persoană brusc pleacă, de unde ți-ai puterea? Vezi, și acum mă emoționez și mi se duce un pic vocea. Este foarte fresh totul. Mama a decedat în ianuarie și mereu când spuneam pe social media n-am crezut că mă emoționez așa tare. Mereu când spuneam pe social media că am pierdut tot, când zic că am pierdut-o pe mama, așa este. Mi-am pierdut mama, mi-am pierdut cea mai bună prietenă, cel mai mare susținător. Chiar mă gândeam înainte de acest interviu că mama n-a lipsit de la niciun concurs, de la niciun spectacol, de la absolut nimic. Absolut nimic, oricât de mic sau mare ar fi fost mama mea și părinții mei, că ambii erau mereu lângă mine. Și de unde mi-au puterea?
puterea mea tot de la ea. Oricât de ciudat poate sună, mama mea a fost o femeie foarte puternică. Până în ultima secundă a fost cea mai puternică și cea mai mare luptătoare pe care eu am întâlnit-o vreodată și tot de la ea îmi iau puterea. Și mereu mă gândesc când îmi este greu sau să mă simt foarte obosită și epuizată, dacă a putut mama, pot și eu. Și de la ea, și de la părinții mei și oamenii foarte apropiați mie din jurul meu mi-au puterea de a merge mai departe. Da, vedeți ce frumos e și ce important e ca părinții să te susțină în pasiunile pe care le ai și să fie acolo pentru tine, indiferent de cum arată acest vis. S-ar putea să nu fie familiarizați toți părinții cu vise de genul acesta, adică poate mulți se așteaptă, vreau să fiu medic, vreau să fiu avocat, vreau să fiu... Și uite, tu ai spus vreau să fiu dansatoare și te-au susținut. Foarte, foarte frumos. Ai fost în străin... Da, spune. Menționez faptul că uneori și pentru ea a fost dificil. Știi ce zic? Adică în contextul în care mamă dansatoare în România, totuși vrem să trăiască o viață bună, ne dorim cel mai bun până la urmă pentru copilul nostru și țin minte că mai ales pentru tata a fost un pic la început mai greu. Nu a fost vorba că n-a crezut în mine, ambii mei părinți au crezut în mine mereu, doar că a fost un pic mai dificil. Uite, pleacă fiica mea, pleacă în alt oraș, din ce se descurcă, cum se descurcă. Și țin minte, este o amintire foarte frumoasă, după ce am coborât de pe scena de Eurovision, după primul meu Eurovision cu Roxanne în 2021, vorbisem cu tata la telefon și mi-a spus să mă bucur din suflet că nu m-ai ascultat și că te-ai dus după capul tău și după ce ți-ai dorit tu. Și a fost cel mai frumos moment că a recunoscut cumva, știi, că gen, ai făcut bine că ai ascultat ce ai simțit tu. Da, vedeți și vedeți, e bine să fii încăpățânat când vine vorba de visele tale. Și uite, vreau să te întreb că tot ai adus vorba de tata și de părinții care se îngrijorează. Ca și dansatoare, ai întâmpinat vreodată, ai avut de-a face cu aceste stereotipuri, adică în momentul în care zicem dansatoare, nu enumărăm această meserie printre, ca să zic așa, joburi de prestanță sau eu, deci eu activez în domeniul artistic, deci de aceea spun, pentru că și eu m-am lovit de aceste prejudecăți. Cum ai reușit să treci peste ele și cum ai reușit totuși să demonstrezi că este un job pe care îl faci cu demnitate, necesită foarte multă disciplină, seriozitate, muncă în echipă, lucrul cu oamenii. Cum ai reușit și până la urmă tu ai și niște apariții, cum să zic, așa, seducătoare, mai sexy, așa, cum ai reușit să nu știu, e un rol pe care tu îl joci sau este o parte din tine? Cum reușești să te impui în viața de zi cu zi, având aparițiile acelea, ca să zic așa, seducătoare? Da. Este uneori dificil pentru că, făcând și facultatea de sport, ca să facem așa o referință, oamenii nici măcar nu percep dansul ca și un sport. Care oameni? Specialiștii sau oamenii în general... Inclusiv și specialiștii și oamenii din jur cumva. A, ești dansatoare, gen, ce poate fi atât de greu? Te duci, dansezi un pic acolo și aia a fost, știi, această percepție care există, dar este greu. Adică eu acum antrenez și copii mai mici, de la 7 ani în sus și învăț cumva că, gen, dacă îți dorești ceva să faci cu viața ta și să ajungi undeva la un anumit nivel, trebuie să muncești mult. Adică te trezești cu asta, mănânci asta, respiri asta și te culci cu asta, adică cu dansul. Sau cu orice altceva în ceea ce dorești tu să fii foarte bun. Revenind la aceste apariții... Stereotipuri sau... Da, da, da. Pentru că inevitabil, fiind dansatoare, uneori ți se cere să fii mega gangster așa, a băiat pe hip-hop, pe toate cele. Uneori își doresc oamenii să fii frumoasă, să fii sexy, să fii seducătoare, să dansezi în tocuri și așa mai departe. Și cumva trebuie să le faci pe toate. Asta înseamnă să fii un dansator versatil, asta înseamnă să fii dansator profesionist, să poți să le faci pe toate. Nu poate cineva să vină să-mi spună la un job, de exemplu, îmi doresc să faci asta, asta, asta și tu să zici, a, păi scuze, știi, eu nu știu asta sau eu nu fac asta. Și e foarte amuzant revenind la aceste videouri mai sexy și așa mai departe, pentru că atunci când m-am mutat la București acum 2 ani, eu am spus, eu nu dansez în body-uri,
Nu pe tocuri, eu îmi vând arta și dansul și nici decât cu. Ia uitați cum s-a schimbat treaba asta. Și mai sunt chiar și la televizor momente în care dansăm în badiuri și așa mai departe, dar ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii și mai ales femeile, că nu este absolut nimic greșit să fiu sexy, dacă asta simt să fiu, să mă postez într-un fel, până nu este vulgar. Am eu, pentru mine ceva sexy și ceva vulgar sunt două lucruri diferite. Poți să fii sexy îmbrăcată până în gât și să ai o atitudine frumoasă, o energie mișto și doar cum privești în cameră sau doar cum privești un alt om poate fi sexy. Dar, da, te poți lovi de aceste stereotipuri în care oamenii spun, a, dansul nu este artă sau încă mă întreabă oamenii când spun că sunt dansatoare, a, dansezi la bară. Și zic că, nu domnule, dansez în televiziune, lucrez cu artiști, trăiesc viața la studio, în sala de dans și este o muncă grea. Și nu e ca și cum a dansa la bară, dacă este un job pe care ți-l asumi și îl faci cu mult profesionalism, ar fi ceva rușinos. Ești de acord? Da, pentru că mi se pare și aici se face confuzie. Este o diferență între dansul de la bară și o diferență între a fi stripper, să zic așa. Și am văzut chiar foarte multe videouri în care a fi dansatoare la bară nu este ceva ușor. Trebuie să ai mușchi, trebuie să te ții într-un fel, este o tehnică. Mi se pare chiar greu ce fac acele fete și să nu se facă această confuzie între cele două lucruri. Da, uite, tu lucrezi cu corpul foarte mult, probabil toată ziua, cum ai grijă și de mintea ta? Ah, este foarte greu să găsești acest echilibru și chiar această perioadă pentru mine fiind un pic mai dificilă, mă lupt. Chiar mă lupt și nu mi se pare nicio rușine de a recunoaște că uneori ne luptăm cu niște lucruri în capul nostru mic, așa cum îl numesc eu, dar încerc să am grijă de mine. De exemplu, tot ce este în afara studioului de dans, pentru mine este o relaxare și este cumva o metodă de a avea grijă de mine. De exemplu, eu acum am venit de la sală, de la fitness. Este o modalitate pentru mine de a ieși un pic din normal, să mă duc în alt loc, să fac altceva, să am grijă de corpul meu. Când vin acasă și am timp, îmi place foarte mult să citesc o carte, am o pasiune foarte mare față de cărți și de fiecare dată când am puțin timp liber încerc să citesc și să am grijă și de mintea mea. Iarăși de sufletul meu, oricât de interesant ar părea, mă duc foarte mult la biserică. Am găsit o biserică foarte drăguță, catolică aici în București și mă duc acolo. Când am nevoie un pic să am grijă de sufletul meu și să vorbesc un pic cu ăla de sus, cum îl numesc eu, să avem o conversație, mă duc acolo și ies mult mai liniștită. Foarte frumos, deci că urma întrebarea cum reușești să accesezi acele stări fără inhibiții și uite că îmi spui acum că ți iei puterea din niște lucruri, uite, atât de inocente, adică citești o carte, te salvează credința și n-aș, adică poate multă lume n-ar fi zis asta, că astea sunt pasiunile tale, dar uite că avem nevoie de echilibru, Da. nu? Avem nevoie că trăim într-o lume în care e foarte ușor să zici, ok, am 23 de ani, mă duc și petrec când am timp liber și fac asta, normal, sunt tânără și mie îmi place să ies în oraș cu fetele și să mă îmbrac frumos și să ne distrăm, dar am nevoie uneori să mă duc într-o zi de duminică frumoasă și să mă duc la biserică și să zic o rugăciune și să aprind o lumânare și unii o să spună, ei, spune și ea, spune că. Dar chiar așa este. Pentru mine este o alinare și foarte multe prietene de ale mele când ieșim în oraș și le spun, ok, prima oară mergem undeva, nu-ți spun unde, dar mergem undeva. Și pe toate le duc la biserică. Și foarte interesant și a fost foarte șocant pentru mine că toate prietenele mele pe care le-am dus au ieșit de acolo ori plângând, ori plângând, ori s-au uitat la mine și au spus, îți mulțumesc. A fost ceva special, a fost ceva ce nu face multă lume pentru un alt om sau în general nu prea poți să zici, a, ce ai făcut azi? Ei, m-am dus și eu la biserică. Foarte frumos, foarte, foarte frumos, bravo, felicitări! Uite, mă gândeam acum, dacă îmi spuneai de aceste probleme
de care te lovești, aceste prejudecăți și cum ai grijă de mintea ta și de corpul tău. Ce faci, Vivien, când vine vârsta aia la care nu mai poți face asta? Are o limită de vârstă acest job? Pentru că și asta este o realitate care ni se spune și probabil ți s-a insuflat și această idee că la un moment dat vine vârsta aceea unde lucrurile devin penibile. Cum poți trăi din asta până la sfârșitul vieții? Este foarte interesant, pentru că inevitabil, da, o să apară la un moment dat acea vârstă în care o să spun, uite, corpul meu nu mai duce sau corpul meu nu mai arată într-un fel. Pentru că știm foarte bine, lucrând în televiziune și așa mai departe, că fața ta trebuie să arate într-un fel și corpul tău trebuie să fie într-un fel ca să fie frumos și prezentabil la televizor. Dar am o glumiță pe care o fac mereu când vine vorba de acest lucru și am spus așa, o să-mi predau locul la acea vârstă în care o să vină o fată care o să muncească mai mult și mai bine ca mine și când o să văd o altă persoană care își face treaba mai bine ca mine, îmi predau locul cu cel mai mare drag. Bun, și ce faci după aceea? Adică sunt foarte mulțumită. Pentru că ai fost activă atâta timp și nu cred că ești genul acela, adică nu cred că poți să te pensionezi și gata, mă liniștesc. Adică cum trăiești după aceea? Da, dar uite, sunt foarte multe posibilități. În continuare poți să predai la o școală de dans, pentru că tehnica și tot ce ai acumulat, informația pe care ai acumulat-o, poți să o predai mai departe la generația nouă, care are nevoie de lucruri de genul. Eu, în momentul de față, sunt și manager la Kobo Dance Center, adică mă ocup și cu asta. Și, inevitabil, poți să rămâi într-un job de manager și așa mai departe. Pe lângă asta, a fi coregraf, a fi în spatele camerei, de exemplu, nu cred că necesită o vârstă. Este doar vorba de cum te menții. Pentru că la un moment dat, când ajungi la o vârstă, nu mai spui, mă duc la aceste cursuri de dans în străinătate să mai evoluez, să mai învăț și te rămâi probabil la un anumit nivel. Dacă o să pot să mă împing și la 40 de ani să zic, uite, eu îmi cumpăr bilet astăzi și mă duc în Grecia, de exemplu, la o tabără de dans o săptămână, să-mi terorizez mintea și corpul cu 8 cursuri pe zi, probabil o să pot să mă mențin în această industrie. Dar foarte interesant, toată situația cu mama mea m-a învățat să, da, să-mi fac planuri pe viitor. Este normal, pe 5-10 ani, cum citesc în aceste cărți de dezvoltare personală. Dar vreau să-mi trăiesc viața o perioadă, zi cu zi. Ce facem azi? Și apoi mâine ne trezim și vedem ce facem mâine. Și poi mâine la fel. Nu mai vreau să fac atâtea planuri și să mă... Îți dă o anxietate aparte. Să te gândești, trebuie să fiu aici în 5 ani de zile și femeile, nu doar în profesia mea, femeile în general. Zi tu că nu avem această chestie de la 30 de ani trebuie să fii căsătorită. Pe la maxim până la 35 de ani trebuie să faci un copil că ceasul biologic, da. Exact. Și atunci ai această anxietate care apare. Deja o să fii la 27, 28, 29 de ani și poate n-ai un bărbat lângă tine și zici, vai, 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 că toate prietenele mele sunt căsătorite. Nu! Nu, domnule, ce e menit pentru mine este menit pentru mine și cred că fiecare ne naștem și cu o poveste așa. Când ne naștem, da, noastră, și oricum, dacă e ceva menit pentru noi și așa mai departe, o să vină. O să vină natural și nu stau să mă stresez. Ce o să fie peste 15 ani și ce o să fac? Mă descurc. Mă descurc. Exact. M-am descurcat și sunt foarte sigură că și pe viitor, când poate nu o să mai pot dansa și să fiu dansatoare, o să fac ceva creativ. O să mă reinventez, clar, dar tot pe partea artistică o să rămân. Foarte frumos. Foarte frumos. Și ai adus vorba de bărbat. Cum poate un bărbat să fie lângă o dansatoare care este permanent expusă, permanent admirată, permanent pe drumuri? De ce fel de bărbat are nevoie o asemenea femeie? Un bărbat puternic. Și când zic puternic, nu zic ca și forță să fie mega musculos și așa. Puternic, psihic și sufletul lui să fie puternic, să știe cine e și să aibă încredere în el. De ce? Eu nu mi-aș putea imagina un bărbat lângă mine, ca dansatoare, de exemplu, cum ai spus. Dacă tu n-ai încredere în tine, dacă eu constant sunt plecată sau am joburi cu alți băieți din industrie și așa mai departe și îmi dai telefoane, ce faci, unde ești? Nu.
Nu, eu am nevoie de cineva care să aibă încredere în mine și eu să pot la rândul meu să am încredere în acel om, pentru că trebuie să fie un viceversa, mereu, să fie un echilibru. Și în momentul acela, dacă tu știi cine e și ai încredere în tine, la fel și eu ca femeie, n-ar trebui să existe aceste lucruri. Pentru că sunt cazuri în care, uite, trebuie să dansezi poate un tango cu un băiat, unde inevitabil este un dans mai senzual și așa mai departe, pe care noi o fake-uim, să zic așa. De fiecare dată când vedem la televizor sau în clipuri două persoane, de exemplu, care sunt foarte așa apropiați, o jucăm. Afară, probabil, după ce se termină cadrul, suntem pe caterincă, pe glume, fiecare face treaba lui, dar în momentul ăla joci un rol și omul de lângă tine trebuie să înțeleagă asta și să nu-ți reproșeze nimic. Te-ai lovit de asemenea probleme? Nu, pentru că încă nu am un bărbat lângă mine, uite. Nu, am înțeles. Bun. Cum? Atunci nu. Am încă înțeles. Nu. Bun. Hai să vedem ce crezi că face un dansator. Nu. Hai altfel să pun întrebarea. Care crezi că sunt criteriile pe baza cărora este ales un dansator sau o dansatoare să ia parte la aceste proiecte de mare anvergură la care tu iei parte, adică a dansa în clipul Inei cu Sean Paul și Mario Fresh, necesar, care are o grămadă de view-uri? Adică cum poți să faci parte din acea echipă? Care sunt criteriile pe baza cărora ești ales? La fiecare job este diferit. În primul și în primul rând, mereu primești un mood board, adică ți se trimite, adică coreograful primește cum o să arate clipul sau proiectul respectiv. Și inevitabil tu, văzând acel lucru, că așa fac și eu când mai am proiecte, te gândești, ok, ce fel de persoane s-ar potrivi cel mai bine pentru proiectul respectiv? Ce fel de fete, cum ar trebui să arate, cum ar trebui să se joace cu corpul lor, pentru că fiecare este foarte diferită între noi, adică nu suntem la fel. Și atunci alegi după acest cumva criteriu dansatorii din proiecte, te gândești care este cel mai perfect pentru jobul respectiv. Dacă ai nevoie pe street dance, pe hip-hop, mai pe gangstereală, iei din acea categorie. Dacă ai nevoie pe tocuri de sexy, senzual, iei din acea categorie. Sau când e vorba de foarte mulți dansatori și un proiect mai comercial, atunci este mână liberă vorba aia. Și cum îți dai seama de personalitatea fiecărui dansator? Trebuie să te uiți pe internet? Depinde de networking, social media? Cum recrutezi persoanele potrivite pentru un proiect? Ideea este că la noi în industrie nu sunt exagerat de mulți dansatori. Adică nu suntem zeci de mii de dansatori care lucrează și sunt activi în industrie. Sunt o mână de oameni, între ghilimele, care sunt cei mai buni și care fac asta constant. Inevitabil, cumva, toți între noi ne cunoaștem. Dansatori cu coregrafi, cu producer și așa mai departe. Și atunci nu este atât de greu, să zic, știi? Grafii deja cunoscând aproape toți dansatorii și cei care vin din urmă, cei noi, este cumva ușor să te gândești, ok, de cine am nevoie, ce fel de vibe-uri am nevoie și atunci cam acolo ar fi. Sau când sunt proiecte foarte mari de televiziune, cum a fost primul meu proiect de televiziune, a fost un casting, o audiție, unde au venit vreo 80 de oameni, 80 de dansatori din mai multe părți. Și atunci prin audiții. Și ce crezi că face diferența la o audiție? La o audiție, eu pot să zic din perspectiva mea. Momentul în care ești all in și se vede pe tine că nu ești focusat, trebuie să iau această audiție pentru că se vede. Se vede acea dorință mare. Și ești ceva gen foarte lejer, ca și mine. Eu așa am reușit să fac orice lucru mare în viața mea. M-am liniștit și am spus, dacă e pentru mine, e pentru mine. Și doar m-am distrat, m-am simțit bine, am performat și s-a văzut lucrul ăsta pe mine și se vede în general pe dansatori. Se vede pe acei dansatori care trăiesc momentul, sunt acolo, gen, doar se distrează, doar se simt, fac treaba bine și atunci îi vezi pentru că au o energie aparte și energia nu minte niciodată. Și vezi, e ok, și dacă stă în ultimul rând acolo în spate, îl simți. Și cât, acum, întorcându-ne puțin la poziția ta de coregraf, mă refer, lucrez cu copii.
cum observi, adică cât este talent și cât este muncă în această ecuație? Evident, o să spui că este mai mult muncă. Cum îi spui acelui copil care nu are talent? Sau cum știi dacă mai merită să lucrezi cu el sau nu? Pentru că aici există foarte multe lucruri de dezbătut. Adică este părintele care insistă, vrea, dar nu este talent. Instructorul poate spune acest lucru, părintele tot se încăpățânează. Cum abordezi situațiile acestea dificile cu copiii? Pentru că mă gândesc că vrei să vezi progrese, mă gândesc că vrei să vezi copii care se dezvoltă. Sau poate nu, nu știu, te rog frumos să ne spui care e abordarea ta ca profesoară de dans și cum colaborezi cu părinții. Cred că talentul și munca merg mână în mână. Am văzut foarte mulți și colegi de-ai mei cu care am crescut, oameni foarte talentați, dar fără muncă n-ai cum să ajungi la acel nivel. Iarăși am văzut și oameni care poate nu erau atât de talentați, nu s-au născut cu acest har, dar au muncit exagerat de mult și au reușit la un moment dat să întreacă pe cei care s-au născut un talent aparte. Iarăși la copii, ceea ce susțin eu, pentru că lucrez și cu copii de la 4 ani Am și am văzut. niște copilași mici, mereu susțin așa. Trebuie să-i placă ceea ce face. Nu trebuie să fie el sau ea cel mai talentat de pe lumea asta. Nu trebuie să simtă muzica din prima. Nu trebuie să aibă pașii bine făcuți din prima. Primul rând, trebuie să se simtă bine unde vine. Să-i placă dansul, să se îndrăgostească puțin, puțin și puțin cu dansul. Și de acolo încolo, toată treaba și tot procesul este mai ușor. La copii foarte mici nu am dat de această situație de împinge prea mult părintele că și copilul este pe lângă. Nu am dat. Dar am multe copilași mai mari de la cursul meu de NTV, unde am copii de la vârsta de 7 ani până la 20 și ceva de ani. I-am pus la oaltă. De ce? Pentru că copiii ăștia mici ai mei s-au obișnuit cu felul meu și metoda mea de a munci. Și intră în sală și am copii care acum 4 luni de zile nu știau să bată din palmă pe muzică, nicio treabă, și acum țin pasul cu o coreografie mai dificilă. De ce? Pentru că ei au înțeles ce le vorbesc la fiecare curs. Adică, primul și primul rând, hai să ne distrăm. Că ți iese coreografia sau nu ți iese, nu contează. Azi ne distrăm. Mâine mai depunem și un pic mai mult efort, mai mergi acasă, mai repeți un pic și peste 2, 3, 4, 5, 6 luni de zile se vede o evoluție enormă. Am copii de 7 ani care acum dansează poate mai bine ca unii de 20. Foarte tare, foarte tare. Și care crezi că sunt beneficiile pe termen lung pentru acești copii care încep dansul de la 4-5 ani? Sunt foarte multe beneficii. Eu la cursurile mele de copii mici încerc nu doar să le învăț să danseze, să facem și anumite exerciții și flexibilitate și mobilitate care o să le ajute corpul, postură, ca să nu mai stăm cu toți așa cu umerii în față și să avem o postură frumoasă, că rămâi și sau o să devii dansator sau nu o să ai nicio treabă cu asta, dar o să rămâi toată viața cu o postură frumoasă, o să rămâi cu un work ethic, adică cum mă prezint și cum vorbesc cu oamenii, această socializare între oameni care în ultima perioadă lipsește din generația noastră, nu mai știm să comunicăm unii cu alții. Și dacă pun niște copii foarte mici la un loc unde ei învață, acum trebuie să fiu atent la cineva, vorbesc când mi se dă poate voie sau nu fac damblau cum îmi doresc eu, atunci ei rămân cu ceva. Și nu învăț asta doar la copiii foarte mici de 4 ani, ci și pe cei mari învăț același lucru. Adică, hai să tragem de noi și nu tragem de noi ca să ne iasă dansul, ci pentru că nu vrem să ne dăm bătuți. Dacă vine ceva greu în viața ta la 30-40 de ani, te dai bătut, că ce? Nu! Te mai ridici, mai încerci, mai vezi o altă metodă, mereu găsești o metodă care să funcționeze. Deci dansul te disciplinează indiferent la ce vârstă îl practici, nu? Exact. Te crește Bun. foarte. Și crezi că trebuie să fii în București ca să fii un dansator de succes? Mă refer pentru dansatorii care activează în diverse alte orașe din România, ca să ia parte la aceste proiecte de mare anvergură. Trebuie să fii în București? Da. Da, pentru că și eu provin dintr-un oraș mai mic din Oradea și știu foarte bine că poți să evoluezi oriunde ești. Asta e clar.
Adică nu trebuie tu să te muți la București ca să devii cel mai bun dansator. Însă, dacă îți dorești să lucrezi în industrie cu artiști, televiziune și așa mai departe, într-adevăr trebuie să te muți la capitală, dar asta e așa în aproape orice domeniu artistic. Și dacă vrei să devii mare cântăreț sau cântăreață, la fel, trebuie să mergi, să te muți în capitală, în orice țară ai trăi. Pentru că în capitală, de obicei, se strânge industria și toți oamenii care lucrează pe acest plan. Uh-huh. Și cât de departe e România în ceea ce privește infrastructura asta artistică față de ce este afară? Uite, ai fost și la Torino. Poți să ne spui puțin despre cum au fost tratați românii, cum sunt tratați în general artiștii afară? Dacă ai observat diferențe, unde suntem noi față de industriile de afară? Nu ne clasăm, adică nu aș clasa România atât de jos, să zic, mamă, cât mai avem de muncit. Clar, nu suntem încă poate la nivelul, eu mereu fiind dansatoare fac comparație cu nivelul de dans și industrie din state. Adică, dacă ne uităm la un clip de la Cardi B sau Beyoncé sau orice așa, este total diferit. Bine, și bugetele sunt altele. Acolo, de exemplu, în America și în UK și așa mai departe, sunt agenții de dans. Tu poți să iei un job prin agenție, adică ceva mai oficial, altceva. Sunt alte discuții. Te reprezintă un manager, nu? Exact, adică cumva totul este mult mai professional. Dar, uite, de exemplu, în Torino nu am simțit, suntem români și am fost tratat diferit sau așa. Chiar oamenii, am avut foarte mulți fani care, coborând din autocar, veneau și ne aduceau flori și făceau poze cu noi și hai România. Și chiar am avut o experiență foarte frumoasă. Și nu aș fi, chiar mi-am spus anul trecut la Urs, după ce am coborât de pe scenă, i-am spus... Nu aș fi făcut treaba asta cu nimeni altcineva anul ăsta decât cu tine, din toți participanții. Și chiar așa a fost, adică nu periez oameni niciodată, dar chiar așa am simțit. Am fost mândră să fiu cu acei oameni pe scenă, să reprezint România și aparent ne-am descurcat foarte bine. Felicitări, da, da, v-ați descurcat foarte, foarte bine. Că tot veni vorba de Eurovision. Anul acesta au fost foarte multe comentarii și a fost un hate generalizat în mediul online cu privire la modul în care s-a organizat, cât de puțină lume s-a uitat la Eurovision, audiența a fost sub nivelul mării, foarte puține au votat. De ce crezi că această emisiune nu mai este populară la noi și cum e în alte țări? Eu cred că în alte țări totuși se mai alocă o atenție considerabilă acestei emisiuni. De ce crezi că în România s-a pierdut interesul față de această emisiune? De ce dăm așa în toți artiștii care participă la Eurovision, ne legăm de organizare, de absolut orice? Tu ai și luat parte și ai coreografiat un moment anul acesta la Eurovision. De asta vreau să te întreb, pentru că ai fost practic direct implicată în organizare, ai știut care este miza, ai luat pulsul atmosferei de acolo. Da. Cred și cred doar că noi, poporul nostru, are uneori o plăcere aparte de a da cu hate în oameni. Și, în general, este cel mai ușor să stau acasă, uite, pe canapea, să mă uit la un televizor și să zic aia n-a fost bine și nici aia n-a fost bine și acolo i s-a dus vocea și acolo, știi? Adică niciodată nu încercăm cumva să vedem un pic peste. Să vedem un potențial în om sau să vedem că, ok, poate acum nu i-a ieșit la cineva atât de bine un show, dar poate evolua, poate face mai mult, însă e talentat sau... Adică mereu vedem doar așa alb-negru și zicem, toată lumea e profesionist, toată lumea este cântăreț, toată lumea este vocal coach, toată lumea este coregraf, toată lumea lucrează în televiziune și știe cum se întoarce camera să se vadă bine la televizor. Dar este greu uneori. Este greu uneori să faci treaba asta. Nu vreau să vorbesc nici prea multe detalii, să spun prea multe detalii în legătură cu asta. Dar oricum sunt și foarte mulți fani frumoși, Eurovision, foarte devotați, care susțin toți concurenții și sunt foarte, foarte implicați în această competiție. Pe de altă parte, a și picat foarte mult, probabil, audiența, pentru că nu
prea poți să spui atât de des că ne mai uităm noi românii la televizor. Cum o făceam, de exemplu, 10 ani de zile sau 15 ani de zile, când a fost Tornero cu, sau Balkan Girls sau Let Me Try de la Luminița Angel. Moment în care nu era atât de mult social media. Te strângea la televizor și te uita la ceva, știi? Și cred că face o diferență în audiență și așa mai departe. Și atunci înseamnă că Eurovisionul, acest concurs sau canalul TV nu mai poate fi o rampă de lansare pentru un artist? Începe să devină mai important internetul? Ba da, poate fi. Ba da, uite, sunt foarte mulți artiști și de la noi și din alte țări care s-au lansat cu Eurovisionul, pentru că este o mare expunere. Și nu doar la noi în România, ci dacă reușești să câștigi, mai ales în afara țării. Uite, la Eurovisionul mare se uită milioane de oameni la tine. Te urci pe scenă și nu doar acei 20-30 de mii de oameni care sunt în sală cu tine și aplaudă sunt acolo. Tu știi că prin camerele alea de filmat se uită încă vreo 1 milion sau 2-3 milioane de oameni la tine. Adică ești expus. Și este o rampă foarte frumoasă de lansare, dar cred că merg mână în mână, poate. Nu știu. Am înțeles. Bun, cred că am dezbătut destul de multe lucruri, Vivien, azi. Un ultim mesaj aș vrea să fie dedicat femeilor care nu reușesc să scape de inhibiții, nu reușesc să-și acceseze acea putere feminină. Ce sfat ai avea pentru ei? Este dansul o soluție în acest sens? Care crezi că ar fi soluția pentru ele? Dansul, da, poate fi o soluție. Pentru că te conectezi cu corpul tău. Cel mai bun sfat pe care eu pot să-l dau este să te conectezi tu cu tine. Și în momentul în care începi să te cunoști și începi să prinzi încredere că acea femeie pe care tu o vezi în fiecare zi în acea oglindă în care te uiți, e mișto, e frumoasă, e inteligentă, e ce trebuie, o să prinzi o încredere aparte în tine. Și nu contează cum arăți, ce vârstă ai, cum arată corpul tău, că sunt femei care îmi spun, păi, uite, eu sunt un pic mai așa și corpul meu nu e așa de sexy și nu sunt atât de slabă și nu aș putea să fac asta. E, jură-te că nu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Poți să faci dans sau poți să fii frumoasă la orice vârstă și cu orice corp și cu orice păr și nu contează. Contează să ai încredere în tine și când am momente și eu când am părul așa în toate părțile și cearcânele alea imense că sunt nedormită și mă uit în oglindă și zic, vai, viața ta, Viviana, cum arăți? După care încerc să-mi dau un pic cu așa reveneală și îmi spun, ești frumoasă, ești talentată, muncești din greu, iubește cearcânele alea că reprezintă faptul că tu muncești mult și bine și nu stai acasă în fața televizorului făcând nimic și încep să mă iubesc așa cum sunt. Și asta mi-a dat un boost imens. Mi-a dat un boost imens și nu mai mi-este frică să-mi spun părerea, nu mai mi-este frică să îmi prezint corpul așa cum este. Este un corp mișto. Da, sunt eu mai slăbuță și mai așa, dar iubesc acest corp, pentru că acest corp mă ajută în fiecare zi. Mă ajută să dansez 12-13 ore pe zi. La final de zi, când mă așez în pat, le spun picioarelor mele. Eu vorbesc cu corpul meu, oricât de dubios. Vorbesc și le spun, uite, dar... Good job, ați făcut o treabă. Ușe că 13 ore am stat pe picioare și ne-am antrenat și uite, mulțumesc, apreciez. Da. Și contează mult, să te conectezi cu corpul tău și să ai încredere în tine. Atât. Mulțumim frumos, Vivien, cu siguranță ne-ai oferit niște sfaturi simple până la urmă, dar atât de greu le accesăm. Deci, fetelor, să avem încredere în noi, să ne oferim acea încurajare în fiecare seară, ai făcut o treabă bună, vine 8 martie, la mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, să nu uitați că sunteți suficiente așa cum sunteți. Și asta vine de la o dansatoare care îmi spune că nu trece prin greutăți, are un corp superb și viața este foarte simplă, uitați că viața de dansatoare vine și cu obstacole și cu greutăți. Avem grijă de mintea noastră, de corpul nostru și încercăm să rămânem pozitivi și să ne luăm puterea din tot ce ne înconjoară. Nu, Vivien? Da, este. Așa. Îți mulțumesc frumos că ai fost alături de noi la această emisiune O Țară Ca Afară, iar până data viitoare rămâneți pe NCN.